Bun găsit! Vă invit să urmăriți horoscopul zilei de azi. Înainte de a începe, vreau să vă mulțumesc pentru că ne urmăriți și vă rog să vă abonați la acest canal de YouTube dacă nu ați făcut-o deja. Este gratis, iar pe noi ne ajută enorm. Avem de oferit și de primit câte ceva care o să ne condimenteze frumos ziua și nouă și celorlalți și o să fie o împlinire sufletească. Se anunță o zi plină de surprize, în special pe plan sentimental. Propuneri venite din senin ar putea schimba complet atmosfera pe final de zi. Descoperă ce-ți rezervă astrele în funcție de zodia în care te-ai născut. Berbec. Nativii berbec pot fi impulsivi, mai ales dacă lucrurile nu vor merge în direcția pe care o doresc. Se poate să vă simțiți restricționați și veți fi capricioși și de neînțeles pentru nimeni. Pe parcursul zilei, o chestiune interesantă care vă poate rotunji bugetul vă reabilitează puțin starea de spirit. Berbecii nu ar trebui să-și facă griji dacă traversează o perioadă liniștită, iar telefonul nu mai sună ca pe vremuri. Din contră, folosește aceste clipe de liniște pentru a-ți pune ordine în gânduri, în suflet. Este mai important ca oricând să fii pregătit emoțional, pentru că o persoană cu adevărat specială ar putea apărea în orice moment și ar fi păcat să o lași să scape printre degete. Astrele recomandă să nu vă organizați o agendă prea strictă, pentru că pe parcursul zilei pot apărea evenimente neașteptate și mici drumuri în interes profesional. Faceți un efort să alocați seara timp partenerului de viață pentru a nu isca stări conflictuale. Power. Taurii își pot începe ziua cu stare de irascibilitate dusă la extreme din cauza unor probleme care apar cu prietenii sau cu cineva din familie. Se simt captivi între a asculta părerile celorlalți și a face exact ceea ce le dictează sufletul. Răbdarea este o virtute, chiar dacă aduce plictiseală și sentimentul de timp pierdut. Însă anumite lucruri nu se pot rezolva de la o clipă la alta și nici nu e indicat să forțezi decizii importante. Lasă timpul să clarifice situația și fii pregătit să intervii atunci când acțiunile tale vor avea cel mai mare impact. Sfatul astrelor este să vă ascultați intuiția, dar să fiți comunicativ cu cei din jur și să explicați cât mai clar motivele. Astfel, veți putea evita discuțiile în contradictoriu și stările conflictuale. Persoana iubită va reuși până la urmă să vă înțeleagă dorințele și să vă susțină părerile. Gemeni. Nativii gemeni vor realiza că în ultima perioadă au încercat să facă totul pe placul celorlalți și simt că și-au pierdut independența. Au tendința de a schimba felul de relaționare și de a-și recăpăta libertatea personală și responsabilitățile față de ei înșiși. Gemenii au idei dintre cele mai strălucitoare, însă niciuna nu va prinde contur dacă nu se începe de undeva. Orice călătorie începe cu un simplu pas. Important este să ai curaj să acționezi. S-ar putea să ajungi în locuri pe care nici măcar nu ți le imaginezi. Dă frâu liber imaginației, dar nu o lăsa să te împiedice să treci la treabă. Pe parcursul zilei veți fi organizați în activitățile profesionale și veți avea idei bune care vă pot rotunji veniturile pe viitor. RAC. Nativii RAC își pot începe ziua cu o tensiune creată între viața lor socială și cea personală. Va trebui să găsiți un echilibru între viața personală și nevoia de socializare și de afirmare. Planul profesional este de asemenea încărcat și solicitant și va trebui să explicați cu calm partenerului de viață care este situația actuală. În sens contrar, acesta ar putea înțelege lucrurile greșit și vă puteți alege cu reproșuri. A rămâne tăcut nu te va duce nicăieri astăzi, așa că dacă folosiți această tactică, ar fi bine să aveți și variantă de rezervă. Iată o idee nebună. Cum ar fi să spui tot ce te frământă? Poate fi greu să începeți conversația, dar nu va fi greu să o continuați, odată ce știți că sunteți ascultați. Nu există nicio comunicare fără un schimb de idei, așa că sparge zidul tăcerii și deschide-te. Vei avea mult mai multe de câștigat vorbind decât alegând să taci. Pre finalul zilei, trăgând o concluzie, veți avea înțelepciunea de a accepta lucrurile așa cum sunt și veți reuși să vă deconectați. Aveți nevoie de relaxare. Leu. Ziua poate fi tensionată dimineața din cauza influențelor diferite pe care le veți simți din plin. Pe de o parte, veți dori calmul și atașamentul parteneriatelor și pe cealaltă veți simți dorința de libertate de acțiune. Pe parcursul zilei însă, lucrurile se vor liniști și veți încerca să rezolvați niște chestiuni financiare. Sfatul unui prieten v-ar putea fi de folos. Cineva care a fost la distanță de atenția ta de foarte mult timp va apărea brusc în centrul câmpului tău vizual astăzi. Vrea atenția ta și vrea să te inspire.
vorbire. Dacă îi ofere o șansă să vorbească, va avea ceva de spus. E gata să vă demonstreze că ceea ce are de oferit nu este o critică, ci este o sugestie. Implicarea într-o nouă acțiune vă poate oferi energia impulsului pe care l-ați căutat. Deci, spuneți da unei noi propuneri. Atenționarea astrelor vine spre seară, când pot apărea stări conflictuale în sânul familiei din cauza unei mici neînțelegeri. Abordați lucrurile cu calm pentru că lucrurile să nu o ia într-o direcție greșită. Fecioară. Nativii Fecioară se poate să se simtă captivi în viața lor din cauza situațiilor și evenimentelor din ultima perioadă, așa că vor simți nevoie de libertate, de debarasare de obiceiuri, oameni și situații care îi țin pe loc. Orientarea aceasta nouă este bună atâta timp cât nu veți exagera, cel puțin acum. Astrele favorizează mișcările prudente, conservatoare. Pe măsură ce viața voastră socială începe să se încălzească din nou, asigurați-vă că dedicați o parte din ieșirile voastre unor evenimente culturale. Muzica africană, restaurantele cu sushi și chiar filmele străine vor aduce o schimbare binevenită în planurile tale obișnuite sociale. În plus, te vor prezenta unor persoane foarte interesante și atractive. Stimularea minții voastre încercând ceva nou vă va aduce respect și admirație. Vei impresiona câteva persoane sofisticate care sunt noi în preajma ta. Spre după amiază, ziua se va stabiliza, nimic deosebit nu se întâmplă la locul de muncă, iar spre seară veți fi chiar mulțumiți de cum se desfășoară lucrurile în viața voastră. Persoana iubită vă poate surprinde cu o veste neplăcută, iar sfatul astrelor este să vă abțineți și să nu reacționați impulsiv pentru a nu crea o situație conflictuală. Balanță. Pentru nativii balanță, ziua trage un semnal de alarmă asupra lucrurilor și situațiilor de care sunteți atașați prea strâns. Astfel, vă puteți simți prinși în rutină, captivi în propriile vieți. Nu este un adevăr universal valabil că opusele se atrag, dar ai remarcat și tu o energie extrem de puternică între două persoane foarte diferite și foarte singure din viața ta, iar tu ești în situația de a le aduce în aceeași încăpere. Ești pregătit pentru marea confruntare? Ia-ți un moment să te gândești în profunzime la cât de interesate ar putea fi cele două persoane de o asemenea relație. Urmează-ți instinctul și acționează. Spre după amiază însă, vă veți îndrepta atenția către detaliile unui proiect la care deja lucrați. Doriți să-l aduceți într-o formă perfectă pentru a nu exista nicio obiecțiune asupra lui. Ziua este favorabilă pentru o mai bună comunicare în familie, așa că mai mult timp petrecut acasă vă va reenergiza și vă face să simțiți mai mult optimism. Puteți face planuri pentru diferite achiziții pentru locuință, dar sunteți prudenți cu finanțele voastre. Scorpion. Începeți ziua cu o dorință de libertate. De obicei sunteți firi spontane, așa că ar trebui să vă reveniți și să vă reluați independența dacă simțiți că aceasta a rămas cumva blocată în relații sau situații. Rezultatele pe care le doriți vor putea să apară din inițiativele voastre și nu din mila altora. Comportamentul confuz al cuiva pe care abia îl cunoști devine frustrant, iar astăzi vei avea ocazia să spui în sfârșit lucrurilor pe nume. Reacția ta îl va lua pe nepregătite, însă nu ar trebui să-ți faci griji pentru ceea ce simte, pentru că nici nu se compară cu ceea ce ai trăit tu până acum. Pentru a te simți încrezător în ceea ce faci, trebuie să știi clar cu ce te confrunți. E foarte simplu. Spre după amiază, vă veți intra în ritmul normal. Aspectele materiale nu vor fi atât de importante, iar voi vă veți concentra pe îndeplinirea responsabilităților zilnice. Seara poate fi umbrită de o discuție cu partenerul de viață care are senzația că este neglijat din cauza priorităților profesionale pe care le aveți. Este recomandat să amânați delegațiile dacă acestea există și să acordați mai mult timp persoanei iubite. Săgetător. Ziua de astăzi poate genera schimbări mari în stilul de viață al nativilor săgetător. Astfel, lucrurile pot să iasă din normal și să se abată de la ceea ce era stabilit. Chiar dacă modificările nu sunt chiar plăcute și veți simți că ritmul vostru este deranjat acum, aduceți-vă amintea că acestea pot duce pe un drum mai bun. Rămâneți pozitivi și analizați cu atenție situația voastră și unde este cu adevărat nevoie de schimbare. Deși încerci să-ți dai silința și să performezi la serviciu, astăzi mintea zboară la alte lucruri. Îți va fi greu să te concentrezi și să păstrezi ritmul. Orice sau oricine te poate distrage de la sarcinile tale și fiecare mică întrerupere te va bine dispune pentru tot restul zilei. Conjunctura astrală de azi vă poate face să fiți irascibili și nervoși. Încercați ca această stare să nu vă afecteze relația cu partenerul de viață. Pentru a vă deconecta puțin, încercați seara o ieșire cu prietenii. Capricorn.
Nativii Capricorn vor fi destul de fermi în acțiunile pe care le vor întreprinde. Nu se simt confortabil, ba sunt chiar deranjați de situațiile care le îngrădesc libertatea, așa că nu vor sta pe gânduri în a lua măsuri drastice. Pot face schimbări majore în viața socială și chiar și în cea personală. Dacă veți simți că ceva sau cineva vă inoportunează, nimic nu vă va sta în cale să-l îndepărtați. Tratați lucrurile fără impulsivitate și încercați să vedeți exact lucrurile care nu sunt în ordine în viața voastră. Astfel, nu veți face greșeli pe care ulterior să le regretați. Atmosfera acestei zile îți oferă impresia că ar putea să apară multe modificări în viața ta personală. Majoritatea dintre ele au legătură cu relațiile. Azi, ai putea să te simți ca și cum ți-ai schimbat semnul zodiacal. Fii deschis și ascultă ce au de dezvăluit astrele pentru tine. Va merita timpul investit. O problemă pe care ați neglijat-o în ultima perioadă poate să reapară în prim planul vieții voastre și veți fi imperios necesar să vă ocupați de soluționarea ei, indiferent de starea de spirit pe care o aveți. Bazați-vă pe intuiția voastră, care vă poate facilita demersurile. Vărsător. Nativii vărsători pot simți nevoia de schimbare, dar astrele vă recomandă să fiți precauți și să rămâneți cu picioarele pe pământ. Fiți flexibili și acomodați-vă situațiilor din viața voastră. Partenerul vă sprijină în toate hotărârile pe care le luați, dar nu-i puneți nici acestuia toleranța la încercare. Ascultați mai mult de sfaturile lor și veți vedea îmbunătățirile. S-ar putea să crezi că e judecat pentru anturajul tău, dar nu este neapărat necesar. Azi, nu-ți faci griji că oamenii fac presupuneri despre tine bazate pe anturajul tău. Adevărata ta personalitate este prea puternică pentru a se camufla și vei străluci în întâlnirile plictisitoare, mesele monotone și discuțiile nesemnate. Fii încrezător că atunci când ești persoana care vrei să fii 100% din timp, îi vei încuraja și pe ceilalți să facă la fel. O zi în care puteți primi bani sau cadouri de la prieteni sau cineva apropiat. În sfera profesională pot să apară mici neînțelegeri între voi și colegi din cauza unei comunicări deficitare. Pești. Nativii pești pot începe ziua cu o dorință de libertate, iar acțiunile lor pot fi imprevizibile. Vor avea tendința de a se retrage din orice context în care se simt captivi sau obligați. Sunteți hotărâți să vă vedeți propriile interese, iar schimbările pe care le faceți sunt benefice pe termen lung. Din când în când treci printr-o fază arici, când simți nevoia să stai aproape fizic și emoțional de oamenii pe care îi iubești cel mai mult. Dar acum s-ar putea să te separi, să te detașezi de oameni și să mergi pe calea ta o vreme. Nu te teme de această schimbare de atitudine, pentru că e perfect normală și sănătoasă. Nu te îndepărtezi de oameni, ci doar te duci într-o direcție diferită pentru o vreme. Viața voastră devine mai bună, iar Venus vă va arăta asta din plin. Rezolvați chestiuni lăsate în urmă și vă reîndreptați atenția către cei care vă sunt cu adevărat dragi. Încercați spre seară o activitate care să vă relaxeze împreună cu persoana iubită sau cu cineva din familie. O zi minunată să aveți! Pentru a putea primi horoscopul în fiecare zi, te rugăm să te abonezi la acest canal de YouTube dacă nu ai făcut-o deja. E gratis, iar pe noi ne ajută enorm. Nu uita să ne lași un like sau comentariu. Mulțumim!